În ultimele zile au fost două evenimente rutiere pe raza județului Vâlcea. Astfel, pentru evitarea incidentelor, polițiștii vâlceni recomandă adoptarea unei conduite de mers prin păstrarea distanței față de autoturismul din față și adaptarea vitezei la condițiile de drum. În ultimele două zile, ieri și astăzi, am avut două evenimente rutiere pe raza județului, în municipiu. A fost în dimineața aceasta un eveniment rutier în care au fost implicat un autoturism și doi pietoni și aseară am avut un eveniment rutier în care au fost implicate două autovehicule. Unele lucruri pe care tot timpul le menționăm, niște recomandări pe care trebuie să le respecte toți participanții la trafic, este să adopte o conduită preventivă de mers, adică prin păstrarea unei distanțe regulamentare față de autoturismul din față, adaptarea în permanență a vitezei la condițiile de drum, având în vedere că circulația se desfășoară în condiții de iarnă, seara și dimineața, când mașinile pot fi înghețate, cum ați văzut, și trebuie bine curățate înainte de a pleca la drum pentru a avea o maximă vizibilitate în timpul participării la trafic. De asemenea, o recomandare mai este ca toți participanții la trafic să respecte cu strictețe indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în stradă.